în deschiderea emisiunii faptul că Dan Petrescu s-a despărțit de Kayseri Spor, informații pe care presa a dezvăluit-o pentru prima dată, după care și cei de la club au anunțat-o oficial. Tu l-ai avut pe Dan Petrescu, antrenor la Sportul. A plecat de la CFR Cluj, ne-a surprins că a ales să meargă în Turcia la momentul respectiv, într-o situație în care Kayseri era în subsolul clasamentului, unde de altfel este și acum, după ultimele rezultate, pentru că altfel nu s-ar fi schimbat lucrurile pentru el. N-a reușit să facă mai nimic și nu știu cât de mult l-a ajutat acest pas. Da, sincer, și pe mine m-a surprins, pentru că Dan Petrescu este un antrenor foarte bun, care știe să-și capaciteze jucătorii la maxim, dar probabil nu se pot face minuni peste noapte. E cunoscut faptul la Dan Petrescu că el își face lotul de la începutul pregătirii precompetiționale și de asta a avut și continuitate și aceste rezultate formidabile, și cu CFR-ul cel puțin. 2 victorii, 3 egaluri și 3 înfrângeri la Kayseri. O echipă unde Silviu Lung este în poartă, unde Cristi Săpunaru este și el în echipă, unde, din păcate pentru el, Denis Alibec n-a putut să-l ajute, este o accentare serioasă pentru Denis. L-a luat pe Lucasen. Au fost multe lucruri agitate, să spun, din anumite puncte de vedere. Din păcate, cei din conducerea administrativă n-au mai avut răbdare, probabil sunt disperați și vor tot din adiu să rămână în prima ligă. Probabil din cauza asta a venit și această mutare. Altfel nu mi-explic. Normal, trebuie să dai credit unui antrenor pe care l-aduci, știi în ce condiții l-aduci și trebuie să ai încredere în el că până la final o să scoată cel mai bun din jucători. Cum este Dan Petrescu? Spuneam, l-ai avut la Sportul. Păreri? Acum 16 ani. Acum cum era și cum s-a schimbat diferența dintre Dan Petrescu de atunci și Dan Petrescu pe care l-ai văzut acum? Când l-am avut la Sportul, era la începutul carierei. De-abia debutase, era la Sportul în Liga a doua, venise un moment, a plecat la Rapid și când am promovat s-a reîntors. Un antrenor dornic de afirmare, ca și jucător foarte ambițios, punea accent foarte mult pe construcție, pe fază de apărare și văd că aceleași lucruri le face și le-a făcut și la CFR și la Kayseri. Din păcate, la Kayseri nu i-a ieșit.